Am revenit la Observator. Ați auzit de Dragoș Bucur, de Ana Maria Marinca, de Maria Popistașu? Cu siguranță ați auzit de ei din filmele minunate în care au jucat. Dar de acești tineri actori români a auzit o lume întreagă în momentul în care am primit șansa să participe la Shooting Stars, un program special în cadrul Festivalului de Film de la Berlin. Acum intră în scenă un alt nume românesc ce va fi cu siguranță cunoscut în curând și de cineaști din afara țării. Este vorba despre Ana Ularu, care este și invitata mea astăzi. Bună, Ana! Bună! Auzim de Shooting Stars, care este un program promovat odată cu Festivalul de Film de la Berlin, foarte important, dar pentru tine, pentru cariera ta, strict, ce înseamnă? Cât de mare era rampa asta de lansare? Programul Shooting Stars a fost un program extrem de important de-a lungul anilor pentru foarte mulți actori, adică a lansat nume cum ar fi Carey Mulligan, Jeremy Renner, au fost nume destul de importante, plus actorii noștri, adică noi am fost destul de reprezentați la Berlin. Eu vreau să și mulțumesc pe această cale Romanian Film Promotion și European Film Promotion, pentru că este un moment foarte important în cariera oricărui actor. Din 23 de țări se face o selecție cu un juriu internațional și am fost aleși 10 tineri actori, se spune, de cei mai buni tineri actori ai Europei din acest moment. Este un program care de showcase, care prezintă aceste tinere talente în urma unor filme pe care le-au făcut și a unor premii pe care le-au câștigat. Și mai departe de atât, pentru noi, sper din tot sufletul, să însemne un salt în carieră. Te aștept să de aici încolo să ți se ofere un proiect important la care să lucrezi? Totul depinde și de, nu știu, de capacitățile mele de a socializa acolo, cred, în mare parte, pentru că tinerii actori vor fi prezentați agenților de casting, agenților, producătorilor. E, de fapt, un soi de gală de prezentare. Exact, ți se deschid niște uși. În care tu trebuie să intri cu așa cum trebuie. Da. Oricum, mie mi se pare, aș vrea să îți cer părerea ta în legătură cu aprecierea jurului de la Berlin vis-a-vis de actorii și de filmele românești. Am luat un urs de aur, un urs de argint am luat cu Eu cum vreau să fluier fluier, am luat un urs de aur cu scurtmetrajul O zi bună de plajă în 2008 și mulți actori români sunt promovați la Berlin. De unde aprecierea asta a jurului de la Berlin către ce se întâmplă în România? Cred că e o apreciere internațională față de ce se întâmplă în cinematografia. Așa simți tu ca director că ești apreciată internațional? Da, pentru că eu cu filmul meu Periferic în regia lui Bogdana Petri, noi ne-am plimbat foarte mult cu filmul, care a avut foarte mare succes peste tot pe unde a fost și peste tot publicul era avid de film românesc. Pentru mine este a doua oară ca prezență la Berlin, am mai fost odată acum 6 ani, în cadrul Berlin Today Award, unde am prezentat un film de-al Ancăi Miruna Lăzărescu și am fost și cu un film de-al lui Cristian Mungiu, Turkey Girl, care ulterior a fost inclus în Amintiri din epoca de aur. Vreau să te întreb dacă tu chiar îți dorești o carieră internațională. Tu joci și ai jucat în filme importante cu actori, cu regizori tineri importanți în momentul de față în România, dar și cu actori și regizori importanți vechi. La noi, tu chiar îți dorești o carieră internațională, o carieră în afară, te vezi la Hollywood? Nu m-am văzut niciodată la Hollywood, paradoxal. Tatăl meu locuiește în America și este cetățean american. Exact. Tu chiar ai avea ușă deschisă acolo. Dar eu sunt foarte legată de Europa și sunt foarte legată de România. Sunt, în afară de faptul că sunt un om destul de patriot, îmi doresc foarte mult să lucrez în străinătate, dar îmi doresc să mă întorc aici. Adică nu am, nu știu, limite impuse. Adevăr că la noi se și face și în Europa se face un alt fel de film. Da. Față de ce se întâmplă la Hollywood, te vezi jucând și genul ăla de filme mai nu știu dacă se spune neapărat mai comerciale, pentru că se întâmplă și filme extraordinare la Hollywood, nu la modul ăsta. Comerciale au și tentele. Treaba unui actor este să joace, cred. În orice mediu i-ai oferi, atâta vreme cât nu își încalcă niște principii. Cred că scopul nostru principal este să învățăm și să jucăm cât mai mult și să lucrăm cât mai mult și să ne, nu știu, dezvoltăm, de fapt, artistic. Dar crezi că un film pe care l-ai făcut sau o piesă în care ai jucat, așa cum îți poate pune o amprentă pozitivă, în care îți poate pune și o amprentă negativă? Asta depinde de public și de, nu știu, preconcepțiile pe care le are publicul, nu depinde de noi. Dacă ar fi să ceri acum, uite, îți lansezi o provocare, să ceri ceva unui regizor român, nu știu, să ceri un rol. Ce rol îți dorești și de la cine? Cu cine ți-ar plăcea acum să lucrezi și ce? Îmi place foarte mult noua generație de regizori. Am lucrat și cu Cristian Mungiu și cu Radu Muntean. Mi-aș dori foarte mult să lucrez cu Cristi Puiu, pe care îl apreciez foarte mult, cu Nae Caranfil.
nu știu, eu nu am țeluri setate pe o singură linie. Îmi doresc foarte mult să mă extind cât mai tare. Nu prea cred în supra-specializare nici pe un tip estetic, nici pe o anumită metodă de lucru. Îmi place mai degrabă să experimentez. De fapt, tu ești o artistă, de fapt și desenezi și ai cântat la un moment dat sau ți-ar plăcea să cânti? Nu, cânt. Am cântat cu două formații și în continuare sper să se mai întâmple chestia. Și crezi că asta e bine pentru un artist? Adică se dezvoltă pe mai multe ramuri? Da, cred că un artist trebuie să învețe și mai ales un actor trebuie să învețe cât mai mult din cât mai multe domenii, pentru că de fapt cu asta lucrează, asta e... Întorcându-ne la Berlin și la ce se întâmplă acolo, crezi că lucrul ăsta poate fi apreciat? Faptul că artiștii noștri sunt practic niște artiști în adevăratul sens al cuvântului, adică sunt pot să facă din mai multe arte. Ei au asta cu supra-specializarea pe un domeniu. Nu neapărat. Unul dintre foștii shooting stars din 2003, care este partenerul meu de acum din filmul Ancăi Damian, care se află în producție, este actor, evident, și în același timp și cântă. Adică e un om la fel de dezvoltat și în alte direcții, cred că actorilor le place să facă o grămadă de lucruri. Da, să mai caute și în alte zone. Auzi, dar cu cine ți-a plăcut ție cel mai tare să lucrezi? Ți-a plăcut cu Mungiu și cu Munteanu când ai jucat în Turkey Girl și în Hârtia va fi albastră sau mai degrabă cu Coppola? Știu că e altceva. E altceva și colaborarea mea cu Coppola a fost mai scurtă cumva. A fost excelent procesul de filmare și un regizor care lucrează într-un mod absolut special. Adică mi-a dat libertate totală. Da, a fost minunat. Mi-a arătat spațiu și mi-a spus aici, propune-mi tu ce să faci. Și de unde rolul meu era atât, mi-a lăsat atâta libertate și i-a plăcut atât de mult ce făceam încât s-a extins. Regizorii noștri sunt deschiși la minte într-atât? Da, pentru că sunt tineri și sunt niște oameni foarte cu picioarele pe pământ și sunt foarte tineri sufletește și, nu știu, mai degrabă între noi, nefiind industria atât de explodată ca în afară, sunt mai degrabă relații de prietenie. Ana, îți mulțumesc mult de tot că ai venit să ne povestești despre ce mai faci tu și ținem pumnii la Berlin, să te vadă lumea, să te cunoască așa cum te cunoaștem, așa cum te vedem și te cunoaștem noi și să te aprecieze la adevărata valoare, să auzim de tine. Mulțumesc. Ce pot să zic mai mult? Mulțumesc mult de tot. A fost alături de mine Ana Ularu, o actriță de la care avem mari speranțe, ca să zic așa. Noi continuăm